Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Doamna Liuba, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, la această frumoasă aniversare, avem pentru dumneavoastră o surpriză, așa cu un buchet frumos de trandafiri pentru dumneavoastră și un tort, așa. Vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? La Cristina Landry. Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Draga noastră mamă și bunică, te felicităm cu frumoasa aniversare. Ai ajuns la o vârstă frumoasă când te poți bucura de roada vieții împreună cu oamenii dragi. Îți dorim în primul rând sănătate și multă putere, bucurii și clipe fericite și Domnul să te aibă în paza sa. Să știi că noi în această zi cel mai mult ne-am dorit cu toții să fim alături de tine, să te felicităm, să te îmbrățișăm și să-ți mulțumim pentru toate câte ai făcut pentru noi. Ești și vei fi mereu cea mai bună și mai scumpă mamă și bunică pe pământ. La mulți ani, cu drag din partea nepoților Bogdaniel, Adrian, fiica Cristina și ginerile Andrei. La mulți ani! Mulțumesc! Poftim și felicitarea! Vă mulțumesc frumos! Neașteptat! Da, vă mulțumesc frumos! Deci nu m-am așteptat cum. M-am gândit eu, dar pe neașteptat. Nu am cuvinte. Dar doresc vouă mult sănătate și să mai veniți pe acasă din când în când. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat cu el în lume. Mamă,